După cum s-a convenit în luna octombrie la sediul Consulatului General al României la Cernăuți, vineri 17 ianuarie, din inițiativa Federației de Turism Altur, Suceava și cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuți, s-a organizat încă o întâlnire de lucru cu operatorii de turism, reprezentanți agențiilor de turism din Bucovina, la care au participat specialiști și proprietari de întreprinderi turistice din regiunea Cernăuți și din 5 județe ale României: Suceava, Botoșani, Neamț, Harghita și Mureș. În vederea intensificării colaborării dintre regiunea Cernăuți și reprezentanții firmelor turistice din România, Consulatul General al României la Cernăuți dezvoltă o strategie de sprijin al acestui domeniu, foarte important din punct de vedere economic și cultural. Strategia pe care ne-o propunem, ea se bazează pe cererile pe care Consulatul General le primește de la cetățenii din circumscripția consulară. Vreau să vă spun că aproape zilnic primim la Consulatul General din Cernăuți foarte multe cereri din partea agențiilor de turism, din partea operatorilor de turism, din partea persoanelor fizice, referitoare la posibilitatea și la potențialul turistic din România. Bineînțeles că noi cunoaștem toate aceste aspecte, însă ne-am gândit că specialiștii în domeniu ar fi cei mai în măsură ca să pregătească o informație bună, potrivită pentru cetățeanul ucrainean, pentru turistul ucrainean care dorește să viziteze România. De asemenea, sunt cereri și din partea română. Deja, din ce în ce mai mulți cetățeni români vizitează, cer informații și vor să vadă Cernăuțiul, Ucraina și regiunile de vest, ajungând chiar la Lavra din Pocaev, din Kiev. Eu consider că, având la bază aceste cereri ale cetățenilor din circumscripția consulară și ale cetățenilor români, eu le-am oferit un răspuns profesional, un răspuns tehnic la toate aceste solicitări. În marja acestei întâlniri de lucru au fost discutate aspecte ce vizează ofertele turistice, oportunitățile de conlucrare între agenții economici din domeniul la direct, proiecte punctuale ce pot fi inițiate și implementate cu suport comun sau cu finanțări nerambursabile prin diferite programe europene, precum și perspectivele dezvoltării de trasee turistice marcate de ambele părți a frontierii româno-ucrainene, care, din păcate, după finalizarea proiectelor transfrontaliere, au rămas fără promovare. Am aproape 4 decenii de colaborare pe linii de turism și tineret cu regiunea Cernăuți. În ultimul timp am participat la diferite acțiuni transfrontaliere, programe transfrontaliere, care se desfășurau în perioada cât era programul și după aia mureau. Și am zis, nu se poate așa ceva. Trebuie să refacem legăturile care le-am avut cândva între regiunea Cernăuți și județul Suceava. Să facem ceva pentru dezvoltarea și pentru promovarea întregului patrimoniu cultural comun pe care îl avem nordul și sudul Bucovinei. În sensul ăsta am și fondat revista Dulce Bucovina, Bucovina fără frontiere, valorificarea prin turism a moștenirii naturale, culturale și istorice, și am găsit o deschidere extraordinară la noul consul general al României în Cernăuți, care la invitația Fundației Umanitare ITSCO și a Federației de Turism Altur acordă vize gratis, deci fără taxa de viză. Printre altele, doamna consul general a adus la cunoștința celor prezenți informații despre vizele Schengen, care de la 1 februarie pot fi utilizate pe teritoriul României nu doar în scop de tranzit, ci și în alte scopuri, ce a trezit în sală aplauze. De participanții la întâlnire s-a pus accent și pe importanța promovării pe plan internațional a Bucovinei în ansamblu ei, prin pachete turistice, materiale promoționale realizate în comun. Ne aflăm la Cernăuți, ca răspuns la vizita făcută de delegația ucraineană împreună cu doamna consul, anul trecut, pe 28 decembrie, în Bucovina, mai exact la Putna. Este un cap de pod, părerea mea, este un început mai firav, mai modest, dar cu perspective pentru cele două state, vecine și prietene.
Și această întâlnire de lucru, cum și era de așteptat, a constituit un prilej foarte util de constatare a problemelor cu care se confruntă operatorii de turism din România și Ucraina. Au fost propuse soluții eficace de rezolvare a acestor probleme. La finele lucrărilor, doamna consul general a lansat invitația pentru viitoarea întâlnire între reprezentanții firmelor de turism din România și Ucraina, care va avea loc în data de 13 martie 2014 la Ivano-Frankivsk.